Salut, bine v-am găsit, vă invit să urmăriți în continuare unboxing-ul routerului wireless Tenda 3G185, un device foarte util atunci când doriți să vă conectați la internet de pe mai multe device-uri sau când doriți să partajați conexiunea voastră 3G cu prietenii. Este un gadget ușor și simplu de utilizat, funcționează după rețeta Plug and Play, introduceți cardul SIM 3G în router și acesta va începe să funcționeze. Vitezele sunt de 21 megabits pe secundă, în ceea ce privește download-uri. Bateria este de 2000 mAh. Puteți folosi routerul și ca un stick de memorie, deoarece poate suporta cardul de memorie microSD de până la 32 GB. Iar pe display-ul OLED puteți vedea câte device-uri sunt conectate și care este statusul semnalului, care este puterea semnalului, mai bine spus. Haideți să vă arăt și gadgetul. Iată, un ghid de instalare. Util pentru cei care nu au folosit până acum un astfel de router. Routerul wireless este foarte ușor. Iată. Cu siguranță că nu are bateria instalată. Bateria este în pachet. Iată. O voi instala cât de rapid. În pachet mai găsim și un cablu micro USB. Acesta este tot conținutul pachetului. Iată, routerul, bateria, un cablu micro USB și un scurt manual de instrucțiuni, mai bine spus, un ghid de instalare. Este un dispozitiv foarte simplu de utilizat. Voi introduce bateria și îl voi porni. Iată și slotul pentru cartera SIM. Prețul acestui mic router 3G este de aproximativ 300 de lei sau chiar mai puțin. Iată și butonul de pornire pe partea stângă. Autonomia este de până la 6 ore de funcționare continuă. Este ușor și cu baterie instalată, vă garantez. Este ușor de ținut în buzunar. Oricum mai ușor decât un telefon mobil de ultimă generație. Aștept părerile voastre despre acest device și vă invit să-mi recomandați și alte gadget-uri Tenda pentru teste.